Bună seara, doamnelor și domnilor! Vremea continuă să se încălzească. Acum vedem cum va fi pe continent și apoi revin la țara noastră. În Europa, în regiunile estice și sud-estice, o să avem vreme schimbătoare. Mult mai frumos va fi în țările iberice, în cele de jos, în Franța și prin centrul și sudul continentului. La noi, în această noapte, cerul va fi variabil, cu norări și posibil ploi slabe, doar cu totul izolat, în sud-est și în extremitatea de nord a țării. Vântul o să bată mai tare în zona litoralului și în zona montană înaltă. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 grade în estul Transilvaniei și ajung până la 7 grade în dealurile de vest. Izolat va fi ceață, iar în depresiunile intramontane se va semnala pe alocuri brumă. Mâine așteptăm temperaturi normale pentru această perioadă. Nori mai mulți găsim în nordul țării, unde pe alocuri va ploua slab, iar spre seară posibil și în est. În zona înaltă a Carpaților meridionali, vântul o să fie activ. În restul teritoriului, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime pornesc de la 9 grade pe litoral și ajung până la 19 grade în regiunile vestice. În București, mâine, deși soarele se arată trecător, condițiile de ploaie vor fi scăzute. Temperatura maximă ajunge la 15 grade. Joi, cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, iar la amiază vom avea 16 grade. Vineri, se încălzește destul de mult, iar temperatura urcă, iată, până la 20 de grade. Spre seară, se înnorează și sunt așteptate averse slabe, posibil însoțite de descărcări electrice. La munte, continuă să se încălzească ușor în majoritatea masivelor. Pe arii restrânse, în Carpații Orientali și în Meridionali, va ploua slab, iar la altitudini mari, în special în cursul nopții, precipitațiile pot fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele Carpaților Meridionali. Joi, mai cresc temperaturile și soarele va fi prezent, iată, în multe locuri din țară. Însă, treptat, cerul se va înnora în vest, centru și nord, iar spre seară sunt anunțate averse locale. Temperaturile maxime se vor situa între 10 grade pe litoral și ajung până la 20 de grade în vestul țării. Vineri, vremea va deveni caldă pentru această dată în toate regiunile, dar și instabilă. În jumătatea de nord a țării va ploua pe arii extinse, iar după amiaza și noaptea, ploile se mută și în estul și sudul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 22 de grade. Cam atât despre vreme. Vă doresc o seară minunată. La revedere!